Ne-am gândit în această emisiune să îl provocăm un pic pe managerul general al FCSB-ului, pe Mihai Stoica, pentru că este aici în platou și mă grăbesc să-l și salut, să-l prezint. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de prezență. De asemenea, Eduard Zelghin, te salut, Eli. Te salut, Ciodan. Spuneam că o să-l provocăm și a dat curs acestei provocări de a face două echipe, de a alcătui două echipe. Prima este din jucători din Liga 1 în momentul de față, dar evident în afara FCSB-ului, pentru că cred că dacă v-aș fi pus să include și pe cei de la FCSB... Erau șanse să fie toți. Erau șanse să fie toți sau, mă rog, marea majoritate. Și atunci mi se pare mai relevant să facă un prim 11 cu jucători de la toate celelalte echipe din prima ligă și o să vedeți niște alegeri extrem de interesante. De asemenea, o echipă formată din jucători străini, all time, dar condiția a fost ca acești jucători să fi fost văzuți de managerul FCSB-ului jucând nu din auzite, cum ar fi vorba de Pele, de exemplu, pe care toată lumea îl pune în astfel de echipe, dar foarte mulți nici nu l-au văzut jucând. Începem cu Liga 1. Jucători de la celelalte echipe din campionat, în afară de FCSB. Da? Sunt 15 cluburi și, evident, pentru fiecare post în parte, avem niște nominalizați, să spunem, cei care s-au remarcat cu precădere în acest campionat. Și din această listă, Mihai Stoica trebuie să aleagă evident câte unul sau doi acolo, unei pozițiile sunt de stopper sau inter și să-și argumenteze. Și vreau să începem cu postul de portar, evident. Și avem aici cinci goalkeeperi. Mihai Popa de la Voluntarea, Ioani de la Faru, Horațiu Moldovan Rapid, Pilia Celi și Căbuz. Evident că poate mai sunt și alții, dar mă rog. Da. Ce este interesant e că... E Ioani pe listă și e și Căbuz, cel care a fost cedat de Hagi cu încă trei jucători de câmp de valoare, Căpuș, Paul Iacob și Dulca și un Matiș împrumut din câte înțeleg. Dar într-adevăr și Căbuz e un portar talentat. Eu de pe lista asta aș tăia din nominalizări pe Pilia Celi din start. Am văzut progresul lui Mihai Popa de la Voluntari. Nici la Astra n-a apărat foarte rău. A făcut-o bine. A avut și niște... un portar de 21 de ani are acum. Un portar tânăr, normal, că mai comite și gafe. Finala cupei a apărat fantastic până când a comis-o și da. Astra a pierdut finala cupei. Dar e un portar de reală perspectivă. Fără niciun dubiu aș vota pentru Ioani. Pentru Ioani. Da. Și Horațiu Moldovan a avut într-adevăr un parcurs foarte bun, mult peste așteptări anul ăsta. E primul lui an în Liga 1. Da. Căbuz a avut la început a fost în postura de rezervă, a apărat Moldovan, până la urmă și a făcut loc și chiar îmi place foarte mult, dar Ioani fără discuție. Ioani l-a pus de portar. Fără discuție. Bun, portar 22 de ani, da. Fundașii dreapta, la fel vedem lista din care o să alegeți. Cristi Manea, CFR, Brown de la Botoșani, Duso, Faru, Sorescu, la Dinamo Sorescu fiind un jucător care joacă și pe alte posturi. Evident că aici mai sunt, adică nu știu, Susi, tot CFR, pentru că CFR-ul are chiar doi fundași laterali. Și poate dacă aș apela la varianta 50-50, va rămâne... Sorescu și Brown. Brown mai ales pentru evoluția din ultimele etape. Și pentru că am încredere că, mă rog, Croitorul a spus că nu-l bate niciun atacant la viteză și mărturisesc că asta n-am observat-o la el, dar e posibil să fie așa. Ne-a dat și gol nouă și da. Normal că am amintirea proaspătă. Tot așa Sorescu, fără dubii. Vi se pare că e un fundaș dreapta Sorescu? Nu neapărat, dar dacă a fost nominalizat aici, îl aleg pe el. Nu, dar ca fundaș, mie ce mi se pare că cel mai bine s-ar potrivi lui Sorescu, cum zic italienii, al cincilea. Adică trei fundași centrali în spate și el să facă bandă dreaptă într-un mijloc de cinci. Sau chiar de patru, cu un 3-4-1-2, un 3-4-2-1, știți cum se joacă, foarte des. Sunt multe echipe care practică sistemul ăsta. Inter cu Conte juca 3-5-2. De fapt, Conte cam peste tot a jucat 3-5-2 sau chiar 3-5-1-1. Sorescu, cred că acolo s-ar potrivi perfect, pentru că defensiv mai are niște carențe, la modul că, bine, joacă și într-o echipă care suferă foarte mult. Dar e mult
prea ofensiv, poate pentru un... cred că e Hakimi al nostru. Dar ca atacant nu-l văd, e puțin liniar pentru atacant. Are viteză bună, are forță, lovește foarte bine mingea, centrează foarte bine în alergare. Dar Sorescu fără dubii. Mai de actualitate o eventuală trecere a lui la FCSB? Nu, nu. Nu. Am spus că am renunțat pentru că ne-am blindat pe pozițiile pe care le poate acoperi el. Ok. Și aș considera o cheltuială nejustificată, mai ales acum în lumina ultimelor declarații făcute de patronul nostru. Ok. Deci avem Ioani și Sorescu, oricum la final o să vedem întreaga echipă. Bun. Cei doi fundași centrali, evident o să-i alegeți pe rând, aici lista este mai lungă pentru că, în primul rând, e vorba de doi jucători și o să vedem lista din care o să alegeți. Burcă, CFR, Găman, Craiova, Armaș de la Voluntar, Ghiță, Faru, Erico Uta, Paul Iacob de la Chindia, Nina, Isepsi și Săpunaru de la Rapid. Sigur că poate toată lumea ar vedea pe Burcă și Săpunaru, dar eu îi văd pe Ghiță și pe Paul Iacob. Și pentru faptul că s-ar echilibra un dreptaș și un stângaci, și pentru faptul că au școala făcută la malul mării cu poate cel mai bun făuritor, să vorbesc așa într-o limbă mai veche, într-un limbaj de lemn, făuritor de talente din România, Gică Hagi. Și pentru că pe Ghiță îl cunosc bine, ei sunt. Și pentru că există și o perspectivă. Ghiță are 23 de ani, Paul Iacob 25. Spre deosebire de Burcă, Paul Iacob are construcție mult mai bună, provine din mijlocaș central. Ghiță, nici pe Ghiță nu-l deranjează foarte tare mingea. Ceilalți nici nu i-aș fi nominalizat. Adică Erico nici nu este un titular cert la UTA. Ninai mi se pare foarte rigid și foarte lent. Armaș și un jucător bun cu experiență, stângat și el, știu de foarte mult timp, dar are și el o vârstă. Iar Găman, din pricina accidentelor, l-am văzut prea puțin anul ăsta ca să pot să le evaluez, să le evaluez cum trebuie. Am ajuns la fundaș stânga și la fel vedem lista de 5. Junior Moraiș, Latovlevici, Camora, Bancu de Noer. Sunt nume importante aici. Sunt nume grele, cu 2 ani lucrat și chiar i-am apreciat foarte mult pe amândoi. Chiar și Julian Moraes și Latovlevici, fotbaliști buni, cam același profil și de vestiar. De departe Camora, pentru că am învățat ceva de la Vasile Simionaș pe vremuri la Galați, care vorbea puțin, dar când o făcea, o făcea cu conținut. Și mi-a zis la un moment dat, asta e chestie de acum 20 de ani aproape, mai mult, vorbesc prostit, acum 25 de ani. Mi-a zis, băi, să te uiți bine când studiezi un jucător, jucător e ăla care joacă. Jucător bun e ăla care joacă. Zic, bă, ce vrea să spună? Că nu înțelegeam, că atât, așa m-a lăsat. Da, Camora e jucător bun, pentru că el joacă. Mereu joacă. Niciodată nu e accidentat, niciodată nu e suspendat. Camora mereu joacă. Nu contează și cum joci câteodată. Dacă ai juca prost, n-ai mai juca. Te-a scoat antrenorul. Da, și așa e adevărat. Deci, mai ales la un post din ăsta, fundaș dreapta, fundaș stânga, chiar fundaș central, un jucător care are constanță este tot ce-ți dorești. Nu-ți dorești de la un fundaș stânga să-ți dea 30 de centrări pe meci. Adică ți-ai dori, dar pățești ce-a pățit Lăcătuș când a fost la Fiorentina. Și au avut un meci, nu mai știu împotriva cui jucaseră, mi-a povestit el. Era cu Lazzaroni, antrenor, Sebastiao Lazzaroni, brazilianul. Și pierduseră 3-1, iar el marcase golul Fiorentinei. Și după meci l-a chemat și l-a reproșat anumite chestii și a zis, da, dar nu-mi spui că am dat gol. Ba da. Spun că ai dat gol, dar vezi că adversarul tău direct a centrat la toate 3 golurile. Deci de-aia câteodată te expui în momentul când ai un fundaș lateral foarte ofensiv. Camora nu este un fundaș lateral foarte ofensiv, dar este un fundaș care își face foarte bine treaba. Să ai banderola CFR-ului an de zile,
CFR, care a câștigat ultimele 4 titluri și e în pole position și anul ăsta, spune multe. Bun, interesantă alegere. Trecem la închizător, mijlocașul central defensiv. Albu de la Rapid, Bordeanu CFR, Edjuma Botoșani, Crepulia de la Rapid, Dulca de la Faru, de la Faru. Rapidul a fost bine reprezentat, da. Și da, mi se pare că Rapidul chiar a făcut două mișcări bune prin aucerea lui Albu. Da, au jucat bine amândoi. Da, și au jucat și mult, apropo de ce spuneați dumneavoastră. E adevărat. Da. E adevărat. Și pe unde la Sefi, da, de care s-a tot vorbit că s-a tot vorbit, nu înțeleg de ce. Adică FCSB nu-l dorește? Nu, eu n-am remarcat nimic la el ca să discutăm pe o poziție ultra acoperită la noi de un mijlocaș defensiv. Am remarcat din toți cei 6 calități extraordinare la Edjuma, am remarcat o evoluție foarte bună de la meci la meci, mai bună a lui Dulca. Am remarcat, bineînțeles, faptul că Albu, pe care l-am considerat mereu fundaș central, înainte de a ajunge la UTA, când era la Chiajna, chiar dacă mai juca și închizător, și la care m-am gândit acum câțiva ani ca fundaș, soluție de fundaș central la noi, dar până la urmă se cereau sume pe el, aș fi avut curaj să risc. Acum m-am gândit că am făcut bine pentru că am înțeles că era rapidist pur sânge și asta poate să schimbe multe. Am remarcat la Albu apetitul ofensiv, faptul că a ajuns în careu advers de multe ori, faptul că a marcat și nu numai la faze fixe. Bordeanu l-am văzut jucând și pe altă poziție decât închizător, că acum în ultima vreme cu Bordeanu în teren închizător a fost Boateng, da, noua achiziția lui Dan Petrescu. Crepulea îl știam de anul trecut, e un jucător decent, un jucător bun. Anul trecut, dacă m-ați fi întrebat, cred că alegerea mea era Rață de la Chindia, doar că Rață acum a trecut pe altă poziție, n-a mai jucat. O să-l vedem pe lista Inter. Acum îl votez. E cumva balotaj așa între Edjuma și Dulca. Ar trebui să merg pe Dulca, mă rog, că e român și jucător tânăr și îl știu de foarte mult timp de pe la echipa națională. De junior, dar merg pe Juma și pentru cele 4 goluri cred că a marcat, care ultima a fost o bijuterie, da, dar și pentru faptul că este un jucător atipic pentru poziția respectivă și chiar îmi place foarte mult. Dar nu este vorba să facem vreo ofertă pentru el. Nu, am înțeles. Da. Băi, se vor face, da, multe speculații aici, că practic nu, jucătorii pe care i-a în echipa asta ar putea fi atractivi pentru FCSB. Nu. Oricum, reprezentată bine poziția asta. Da. Da. Bun, Inter, poziția de mijlocaș și ofensiv într-un sistem 4-3-3. Avem multe nume pentru că trebuie să alegeți 2 jucători și sunt și aici nume, mă rog, care s-au remarcat mai mult sau mai puțin. Oghenda, Ciobanu, Urii, Nistor, îi vedeți pe toți. Primul e ales dinainte de a fi pus e Deac. Nu poți să faci o echipă a campionatului fără Deac. E departe cel mai bun jucător din campionat, dacă nu vorbim de jucătorii noștri. Bineînțeles. Deci rămân să se lupte pentru cealaltă poziție 9 jucători. Deci e Deac și încă cineva. După cum a început, merita Oghenda. Dacă nu s-ar fi accidentat, avea șanse mari și Liesuri. La capitolul artistic a punctat Ronaldo Deaconu, mai ales cu golurile marcate în meciul cu Dinamo. Sigur, Ionson a jucat prea puțin. Asamoah chiar mi-a plăcut, este singurul străin care îmi place cu adevărat din cei aduși de Adrian Mititelu în vara aceasta. Rață-i celălalt jucător pe care îl aleg pentru că mi-a plăcut de când am venit în România, faptul că a fost la Liviu Ciobotariu, a realizat că are și alte calități și l-a apropiat mai mult prin poziția în teren de poarta adversă. Asta s-a transformat în cifrele pe care le-a realizat Vadim Rață. Deci singurul jucător care în ultimii ani a marcat pe Stade de France. Da. Dacă nu, chiar acolo s-a jucat meciul. Da? Pentru Naționala Moldovei. Deci, Deac și Rață. Deac și Rață, un stângaci, un dreptaci. Ok. Mai departe. Cei 3 din față, poziția din dreapta, ataca în dreapta. Niculescu, UTA, Câmpanu, Craiova, Carnat, Ișvan de la Argeș, Omrani, CFR și Neguz de la Chindia. Oh,
Între Miculescu și Omranii. Acum aș fi găsit o formulă să joace amândoi. Păi cred că par putea, da, nu mi se par complementari? Nu știu dacă e un 4-3-3, dar poate... Da, credeți-mă, mie îmi place foarte mult Miculescu, însă nu știu, încă nu știu exact care e poziția pe care dă cel mai bun randament. Poate să joace și în dreapta, poate să joace și în stânga, poate să joace și al doilea atacant, poate că unii l-ar vedea și nouă fals, Gigi cu certitudine l-ar vedea nouă, pentru că el... mereu vede jucătorii cu talie, îi vede pe poziția aia, dar sunt și jucătoare. Eu am vorbit despre Miculescu de mult, când nu se nici marcase în Liga 1. Seamănă ca luiră cu Milinkovic-Savic. Și Milinkovic-Savic, chiar dacă are 1,90 m, n-a fost folosit niciodată atacant. E bine, și Immobile acolo e greu de scos din echipă la Lazio, da, nici la echipa națională. Jucători interesanți, și Câmpanu și Ișvan, amândoi născuți 2000, eligibil pentru sub 21. Cârnat a început bine, s-a accidentat, a cam dispărut. Neguț rămâne cu golul marcat împotriva Rapidului în 8 contra 10 jucători de câmp. Un gol cum doar Neguț putea să marcheze. Gol din acțiune, că asta e foarte important. Da, 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 din acțiune, din jumătatea lui de teren plecat, dar Neguț inventează câteodată lucruri extraordinare. Mi-e greu între Omranii și Miculescu și ca să îmi înving demonii, îl aleg pe Omranii, autorul primului gol din meciul nostru, din dezastrul nostru de pe din Gruia. Bun, atacantul central, și aici sunt câteva nume interesante pe care le avem. Evident, ne raportăm tot timpul la nivelul campionatului nostru, adică nu facem alte, să spunem, comparații cu ce se întâmplă prin Anglia, prin Spania, că n-are sens. Lucas a revenit în Liga 1, de această dată la Sepsi, Coriș de la Craiova, Debeliuh, Daniel Popa, Nemeț, Hefte, Betancor. Aici am să ies puțin din tiparele pe care mi le-am fixat de ani de zile. În mod normal aleg jucătorul care are cele mai bune cifre sau cele mai bune, mă rog, cifre, că mă refer și la goluri marcate, că vorbim de un număr nou, sau la constanță în evoluții, și aici Hefte și Nemeț, chiar Daniel Iliuță, Popa, sunt jucători care au evoluat meci de meci. Hefte e golgheterul campionatului, Debeliuh care a avut un final excepțional după ce a fost surghiunit, dar îmi place prea mult Ervil Colić ca să nu-l aleg pe el. Ervil Colić. Clar. Răspuns da. Final de Colić. S-ar putea să-l avem și adversar în grupa aia de Liga Națională. Acum nu-mi dau seama randamentului, da. În funcție de randamentului la Craiova, pentru că el a mai fost selecționat. Da, el s-a accidentat înfiorător la echipa națională. A fost prima lui accidentare. A intrat în minutul 87 la echipa națională și s-a accidentat. Și de acolo a dat din un alt. Și acum îl alegeți pe ultimul atacant stânga în această echipă a campionatului, după care o să vedem practic cum se prezintă acest primul 11 într-un sistem 4-3-3. Avem așa Ștefănescu, care a jucat în poziția asta mai degrabă în sezonul ăsta. A jucat ăsta. Și funda stânga și, da. Da, și în poziția aia, da. Costache, Ivan, Bayaran, Pitu, toți sunt jucătorii cu vârste bune și foarte bune. Adică nu sunt jucători da. Trecuți de 30 de ani. Da. Deci cel mai mare cred că e Ivan în 97, Costache 98, Ștefănescu tot 98, Bayaran 2002, Pitu 2002. Da. Din generația asta de 2002 de super jucători, mai ales atacanți. Pentru că aici mai sunt și Octavian Popescu, și Ian Stoica, și Luis Munteanu de la Fiorentina, chiar o generație foarte bine reprezentată. Andrei Ivan, cifre bune, cel mai bun sezon, poate că un sezon la nivelul celui pe care l-a făcut înainte de a pleca la Krasnodar. Da. Are sezon bun. Și Costache are un sezon bun, primul sezon bun în cariera lui. Ștefănescu este un jucător de alt profil, e jucător de picior stâng. Ceilalți sunt toți jucători de picior drept, dacă nu mă înșel, da. Ștefănescu este jucător de picior stâng și îl văd la fel ca pe Sorescu, tot un jucător de margine cu trei fundași central, nu-l văd atacant neapărat în 4-3-3. Ivan, indiscutabil. Peste Andrei toți, da, peste toți, mai ales din punct de vedere al cifrelor realizate. Da.
Bun, vedem în toată această echipă pe care ați ales-o și mi se pare, repet, interesantă. Echipă formată din jucători din Liga 1. De la CFR și mai mulți, că nici nu... Doi de la Craiova. Dea, Camora, Omrani, trei. Da, da? Trei. Doi Colicivan. Da. Doi de la Viitorul și trei cu Paul Iacob, că a fost la Viitorul. Da. Da, arată bine. N-arată rău. Se poate schimba dacă se prinde adversarul să rață, să coboare lângă Ejuma într-un 4-2-3-1. Chiar Omrani, Deac și Ivan pot juca oricând în cei trei din spatele lui Colici. Doi stângaci în linia de fund. Singurul lucru, dacă mă uit acum, practic nu e jucător, adică nu se poate juca cu echipa asta în Liga 1, că nu e sub 21. Nu e niciunul sub 21. Da. Atunci îl băgăm pe Niculescu. În locul Omrani, ca să bifa și regula. În locul Omrani. Da. Dar o facem așa, o repriză și o repriză. O repriză și o repriză și la pauză iese Ioane și îl băgăm pe Mihai Popa în poartă ca să fie sub 21. Da. Da. Bun, trecem acum la o echipă all-time. Repet, condiția a fost ca dumneavoastră să faceți un primul, un special din jucători pe care i-ați văzut jucând, adică nu din auzite. Gen Pele, de exemplu. Gen Pele, gen Bobby Moore. Și alții care au mai fost, nu știu, Ferenc Puskás. Eusebio, nu, Eusebio, na, nu. Pe asta zic. M-am uitat la secvențe, dar nu pot să... Și acum ți-e foarte greu să vezi un meci. Uite, am văzut acum... Cred că vreo 2 sau 3 ani am văzut finala, nu, 3 a tata, da, 3 ani. Am văzut finala campionatului mondial din 70. Te plictisești, se mergea mult. Se mergea mult, se alergau 5-6 km. Acum mă uit pe Instat și văd portari care fac 5 km și ceva într-un meci. Adică, cu tot respectul pentru cei care jucau și pentru... Ăla era fotbalul de atunci. Da, s-au schimbat toate sporturile, nu doar fotbal. Numai atletismul a rămas. Recordurile în atletism au rămas foarte, foarte greu de bătut. Dar uite că și astea, ce a fost pe la garduri, la 400 de metri. Da. Așa. Bun, hai să începem. Da. În poartă. Alegeți pe cine? Aici nu avem o listă. Nu avem o listă pentru că sunt prea mulți. Da. În poartă, vă dați seama că am și lucrat cu unul dintre cei mai mari portari din toate timpurile, cu cel mai bun portar al lumii, 89-90-91, Walter Zenga. Și dacă ar fi să fiu nostalgic și o să aleg cu inima, l-aș alege pe el. Însă eu la portar am învățat și din greșelile pe care le-am făcut în cariera mea. Un portar îl aleg pe când sunt portari de aceeași valoare, cel care pare serios și lider. Un portar trebuie să aibă voce. Trebuie să fie lider în adevăratul sens al cuvântului și merg pe Manuel Neuer. CV-ul știe toată lumea, un portar în opinia mea nu poate să fie. Casillas mi-a plăcut enorm, dar n-a avut talie. A fost sub 1,90 m. Portarii mari sunt peste 1,90 m. Nu. Nu. Schmeichel? Schmeichel, da. Schmeichel mi-a plăcut. Poate că Schmeichel era, dar parcă l-am prea proaspăt în memorie pe Neuer. Poate și Michael ar fi fost, într-adevăr, poate a fost mai bun decât Neuer. Dar Neuer s-a schimbat mult fotbalul și mai jocul cu piciorul, cum îl are Neuer. Contează mai mult acum, da. Înainte prindeau portarii mingea în mână, o mai lăsau. Da. Trebuie să mergem un pic mai repede, 10 minute. Da, mergem mai repede, gata. Da. Fundașul dreapta. Fundașul dreapta, o să am o alegere mai exotică, Manfred Kaltz. Poate doar cei generația mea sau cei puțin mai mici decât mine îl știu, un fundașul dreapta al lui Hamburg. A jucat doar la Hamburg, puțin prin Franța, nu cred că a ratat în viața lui, sau dacă a ratat, n-am aflat eu să fi ratat vreun penalti, un jucător în România l-aș fi asemuit, sau mă rog, jucător român pe care l-aș fi asemuit cu el era Ștefan Iovan, pentru care am fost mare fan. Kaltz, super fotbalist, a pierdut calificarea cu Dinamo în 83 cu super echipa Hamburg. Peste Dani Alves, de exemplu, dacă ar fi să... Dani Alves e un jucător de alt profil, e un jucător ofensiv. Pentru mine fundașul trebuie să fie fundaș. Eu n-am, mai ales dacă știu ce urmează să aleg de la mijloc în sus și va fi o echipă ultra-ofensivă și atunci mai bine iau fundaș și fundaș. Ok. Primul stopper. Primul stopper nu poate să fie decât Franco Baresi, care în opinia mea, nu l-am văzut pe Beckenbauer jucând, dar în opinia mea Franco Baresi este cel mai mare fundaș din toate timpurile. Un fenomen.
Da. Iar al doilea stoper nu poate fi altul decât Sergio Ramos, pentru că chiar dacă acest cuplu de fundaș central nu are talie, are toate celelalte calități. Lideri, fotbaliști geniali, unul și marcator, Ramos, cred că dăduse peste 100 de goluri la un moment dat, nu numai din penalti. Fotbaliști mari de tot, Baresi, cu totul și cu totul alt profil, Belodedic era gen Baresi în România, ca Ramos nu prea am avut. În România? Nu. Nu prea. Cornel Dinu, nu l-am văzut jucând, poate. Nu. Cornel Dinu era lider, era, dar avea talie pentru vremea aia, juca și închizător și fundaș central, e alt profil față de Sergio Ramos. Fundaș stânga? Fundaș stânga, sigur că toată lumea s-a așteptat la Maldini. Maldini pentru mine a jucat, sau cei vechi, mă rog, de vârsta mea, la Paul Breitner. Dar având în vedere faptul că Paul Breitner a jucat fundaș stânga și mijlocaș, iar Maldini a jucat fundaș stânga și fundaș central, eu merg pe un fundaș stânga pur, puțin mai ofensiv decât Calț în partea dreaptă, dar un jucător pe care l-am apreciat în mod deosebit, chiar dacă a fost la Juventus, Antonio Cabrini. Un mare, mare jucător al vremurilor respective. Da. Campion mondial cu Italia în 82, echipa aia, o visez și acum, a fost cea mai bună echipă de fotbal pe care am văzut-o eu vreodată, chiar dacă de național. Italia 82, mulți au alte păreri, da, eu, pentru mine aia a fost cea mai mare echipă din toate timpurile, ce am văzut eu. Interesant. Și văd din 78, din 74 văd, dar din 78 zic că înțeleg totuși câte ceva. Bun, cei trei de la aici e foarte complicat, pentru că sunt niște jucători mari pe care îi lași deoparte, plus că nu poți să faci o linie de trei fără un închizător, cât de cât. Deci închizător este, începe cu închizătorul sau primul cu... Inter. Primul Inter, da. În partea dreaptă. Primul Inter, hai să luăm de picior stâng. Poate cel mai mare jucător din toate timpurile, sau cel mai mare mijlocaș din toate timpurile, Diego Armando Maradona. Maradona, da. Da. El era mai mult decât Inter, el era Maradona. El nu avea o poziție, să spui, domnule, era număr 10 adevărat, adică cel mai mare. Cum a fost Hagi la noi, a fost Maradona în toată lumea, worldwide. Bun, apoi acel închizător, acel închizător pe care exista, da, echipă, sigur că aici comportă sunt discuții ample. Merg pe Lothar Matthäus din multe puncte de vedere, l-am văzut mult jucând, a jucat și la Inter, că trebuie totuși să intre și un jucător care a jucat la Inter, că altfel n-aș mai fi suporter al Interului. A fost un jucător imens. Xavi ar putea juca pe poziția asta sau era... Xavi ar putea să joace unde a jucat el, pe poziția lui Maradona. Xavi a fost închizător o scurtă perioadă la începutul carierei, după care Guardiola l-a mutat în Inter și de acolo ne-a delectat pe toți. Închizător era un jucător foarte bun, dar nu era un... un jucător de geniu. Uh-huh. Bun, și al doilea Inter... Și al doilea Inter, aici vă dați seama. Așa cum vorbim de Xavi pe poziția aia, putem să vorbim de Iniesta, putem să vorbim de Ronaldinho, care, chiar dacă de Ronaldinho putem să discutăm și pe o poziție de atacant lateral sau de număr 10 în spatele vârfului, însă nu poți să faci o echipă a tuturor timpurilor, cel puțin a ultimelor 40 de ani, fără Johan Cruyff. N-ai asta cum. Chiar dacă trebuie lăsați cumva în afară, nu știu, Zidane, Platini, alte nume uriașe. Știu, dar sunt, nu poți să-i bași pe toți, asta e problema. Sunt Zidane, e Platini, e Zico, care a fost și el cam un număr 10, mai mult atacant decât mijlocaș, dar n-ai ce să faci. Fără Cruyff și fără Maradona nu poți să le faci. L-ați văzut în multe meciuri pe Cruyff? Nu l-am văzut în foarte multe meciuri, dar l-am văzut, deci este prima amintire cu adevărat puternică pe care mi-a lăsat un meci de fotbal în 74, finala campionatului din Germania de Vest, 2-1 Germania, RFG Olanda, cu penaltiul scos, mă rog, care nu prea a fost penalt, e scos de Cruyff, dar șerpurile lui Cruyff mi-au rămas în cap. Și chiar a fost unul dintre puținii jucători pe care, ale cărui partide le-am urmărit și după ce s-a lăsat. Pentru că, într-adevăr, a fost un gigant, nu numai ca fotbalist, ci și ca antrenor. Poate că dacă
ar fi să alegem și antrenor jucător la echipa asta, el ar fi. Păi nu văd pe cineva aici. Da, au mai făcut-o pe antrenorii mulți, dar nu, ai putea să vii cu altul. Mă refeream din strict de aici, din echipa asta. Nu, da. Din echipa asta nu, că Mateus a fost antrenor, da, a fost în Ungaria și pe la Partizan. Da. Bun, cei trei din față. Cei trei din față nu cred sunt că sunt clari, nu? Sunt clari. Sunt Cristiano, sunt Messi, Ronaldo, El Fenomeno și Cristiano Ronaldo. Oricât ai vrea să... Van Basten nu e peste... Van Basten s-a lăsat la sub 30 de ani și la 29 de ani, parcă. Chiar cifrele astea nu le-am niciodată în minte, dar eu am fost prea mare fan Ronaldo, El Fenomeno. Și n-ai cum să nu-l, să nu-l pui. Iar ceilalți cu cifrele lor... Pe cine putea să pui să scoți pe Cristiano? Îl pui pe Cristiano pe bancă? Pe Messi și pe Cristiano Ronaldo nu cred acolo. Poate să-i scoate nimeni. Mă gândisem în dreapta, nici n-are sens să prostez numele de pe pozițiile astea. Adică gen Thierry Henry în stânga. Sau, n-au, nu adică poți. Au fost jucători au de clasă. Au fost, dar oamenii ăștia au dat 700 de goluri fiecare. Exact, adică... sau în dreapta, nu știu, Robben, Figo, dar nu sunt de acum, nivelul ăsta. Deci există un Romario, care, na, un Zico, există un Ibrahimović, sunt foarte mulți, un Ronaldinho, cum am sau spus. Sau cei mai vechi, că mă raportez, mă întreb pe dumneavoastră, nu știu. Ca atacant central mă refer, Rummenigge, Kevin Keegan. No, Rummenigge era și atacant central și extremă. Deci la un moment dat în Germania era Weltklasse, era clasă mondială considerat de cu reputatul bisăptămânal kicker pe două poziții. Außenstürmer, Innenstürmer. Era și vârf și atacant lateral. Era Hrubeș și atacant central de mare, mare valoare. Fischer, mă rog, Gerd Müller, puțin diferit, marcator din toate poziții. Inzaghi e un jucător pe care l-ai vedea, dar nu se compara nimeni cu Ronaldo. Da. N-ai cum să compara. Ronaldo le făcea pe toate. Ronaldo când se enerva, lua mingea, se ducea până în poartă. Păcat și la el de acele accidentări. Păcat, care... dar uite, sunt unii pe care n-ai cum, la care n-ai cum să ții cont de accidentări, că au fost prea buni. Da. Ronaldo a fost prea bun, chiar prea bun. Și bine, și Freza a fost bine aleasă poza, că Freza e din 2002, din 2002 când l-a înțepat pe Oliver Kahn cu execuția aia neașteptată. Da, arată bine și echipa asta. Păi ar fi culmea să arate asta bine. Nu, nu credeți că o fac pe interesantul cu Calț, chiar... mie Meunier îmi place, adică am și eu niște fetișuri. Păi nu, dar după ce mi-a spus că din echipa asta pe Calț și pe Cabrini, noi am prins, pentru că e și diferență de vârstă, m-am uitat pe CV-ul lor și într-adevăr arată. Nu, erau și Cabrini la toate trofeele europene. Cabrini l-am văzut jucând la Galați în 7 septembrie 88, 7 septembrie fiind și ziua de naștere a lui Tudorel Stoica, adică și 7 septembrie 88 Oțelul a bătut Juventus Torino 1-0. La Juventus Torino era Dino Zoff pe bancă. Am avut ocazia să vorbesc cu ei. Vă dați seama că ce clipe am trăit și cu regretatul Gaetano Shirea, care imediat după aia a murit într-un accident de mașină, care și el era un fundaș central care se putea bate cu Baresi și cu Ramos.